Bună, dragile mele! În primul rând și în primul rând vreau să salut cu drag ultimii veniți în clubul nostru, clubul oamenilor care din nimic facem lucruri extraordinare, ca și astăzi. Astăzi, un simplu flacon de sticlă va deveni o uimitoare lampă. Da, o lampă uimitoare. O să avem nevoie de un flacon de sticlă, de un CD-ul pe care l-am curățat de folie. Dacă nu știți cum, căutați videoclipul unde vă învăț cum să curățați pelicula de pe CD-ul. Nu e mare lucru, cu scoci, pe urmă puțină apă spălați. O cutie care întâmplător este de formă de inimioară pe care o vom folosi și partea de sus și partea de jos. Vom decora cu cunoscutele noastre ștrasuri de plastic și mai avem nevoie de flori artificiale care vor încununa creația noastră de astăzi și credeți-mă, chiar e o creație, nu glumesc. În primul rând, o să măsurăm cu centimetru sticla de jur împrejur și din binecunoscutele noastre ștrasuri, care se taie foarte ușor, fiind legate între ele coață, o să tai la dimensiunea care îmi trebuie să înfășor această sticlă. Voi pune numai pe mijloc, pentru că vreau să fie foarte vizibilă partea de sus și de jos. O să vedeți pentru o surpriză. Lipesc și revin. Cum vedeți, am îmbrăcat sticla, iar acum această sticlă o voi umple nici mai mult, nici mai puțin cu apă. De ce cu apă? O să vedeți imediat. O umplu deocamdată numai până la jumătate, pentru că doresc să introduc în această apă nici mai mult, nici mai puțin decât un pigment. Și pentru că e Valentine Day și folosim roșu, apoi roșu să fie. Se va vede foarte frumos culoarea roșie în lumina pe care o va da lampa. Acum o să amestec și în funcție de cât consider eu, voi face culoarea mai intensă. Termin de colorat, de umplut și revin. Cum vedeți, am umplut sticla, am ornat-o, referitor la colorant. Da, eu am folosit un colorant alimentar, dar dumneavoastră puteți să folosiți fără nicio problemă o tabletă din acuarelele copilului sau al nepoțelului. Pasul următor, o să iau partea necolorată de la cutia inimioară și voi lipi sticla pe ea cu fața în jos. De ce? Deoarece voi introduce o lampă și sub ea. Am lipit sticla noastră cu puțin silicon de capac ca să poată fi ușor de deplasat și în partea de jos o ornăm cu trandafirii noștri artificiali pe care i-am executat împreună. Uitați-vă numai cât de frumoși sunt și cât de tari datorită fixativului cu care au fost dați. Ornez de jur împrejur și revin. Lipesc și trandafirii cu un pic de silicon, ca atunci când deplasăm lampa noastră, nu cumva să cadă. Ei se vor fixa rapid. În 2-3 secunde, siliconul este cald, încă se mișcă, dar în momentul când sunt gata lipiți, ei stau frumoși și nemișcați. Am urnat partea de jos, acum partea de sus. Trandafirii s-au uscat, puteți să mișcați lampa unde doriți, ei nu se vor mișca. Pasul următor, CD-ul nostru pe care l-am curățat special pentru acest proiect, îl vom lipi deasupra gurii sticlei, îl centrăm bine și îl lipim
deoarece pe acesta dorim să așezăm nici mai mult, nici mai puțin decât această cupă de înghețată sau de compot în care vom introduce lampa noastră. Ea va trebui să fie fixată aici. Lampa va veni așa, iar deasupra va veni capacul inimioară și încă avem de ornat. Lipim cupa noastră de înghețată sau de compot deasupra, așa, foarte bine, și acum o să urnăm exact capacul de deasupra cu un șirag din ștrasurile noastre de plastic. Am luat măsura, le lipesc de jur împrejur și revin. Și ultimele ștrasuri pe care le lipim. Arată foarte frumos în jurul cutiei. Uitați cât de frumos arată, cât de simplu am realizat-o. Iar acum, pe acest capac, vom lipi de asemenea un grup de trandafiri. Am să lipesc 3 trandafiri, consider că sunt suficienți. Mai mult decât suficienți. Aranjamentul nostru o să arate foarte frumos deasupra cutiei. Cei 3 trandafiri vor împodobi superb această lampă. Lumina va pătrunde printre ei. Și o să vedeți ce lucru frumos am realizat noi astăzi. Pun capacul pe lampă și revin. Lampa noastră este gata. Vă rog să vă uitați cât de simplu și cât de frumoasă este și cât de ușor am realizat-o. O sticlă de plastic cu un pic de colorant, trandafirii artificial care i-am făcut împreună, o lampă cu baterii, o cutie de la... poate să aibă orice formă, să fie transparentă, și aceste flori artificiale, toate împreună, ce lampă minunată am creat astăzi din nimic. Și eu, cum am spus, că noi să româncele suntem istețe, nu ne-ați crezut. Să aveți multă inspirație, dragile mele, și să fiți sănătoase!